Am revenit și alături de noi în această seară îl avem pe domnul dr. Vasile Cepoi, director al DSP Iași. Bună seara și bine ați venit, domnule Bună doctor! Bună seara, bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult că mi-ați onorat invitația. Și eu vă mulțumesc pentru posibilitatea de a informa populația. Bineînțeles, cu mare drag. Domnule doctor, în ultima perioadă, mai ales în zona Bucureștiului, au fost informații contradictorii privind furnizarea acestor pastile de iod. Știm că este un subiect de actualitate. Ce ar trebui să știe populația referitor la aceste pastile de iod? De unde să plecăm cu această informație? La ce idee? Sunt câteva informații simple pe care trebuie să le cunoască populația, că există tablete de iod pentru toată lumea în cantitățile necesare, că există peste 100 de farmacii care eliberează aceste rețete, că pentru a obține aceste tablete trebuie să se adreseze medicului de familie care eliberează o rețetă cu care se merge la farmacii, că ele sunt gratuite, că odată luate nu trebuie consumate până când autoritățile nu anunță că a fost un accident nuclear și că este necesar să le iei, să le ai dinainte, pentru că acest lucru nu poate fi prevăzut dacă se va întâmpla, când se va întâmpla, iar eficacitatea acestui tratament este dacă tabletele sunt luate în primele 6 ore de la accidentul nuclear. Până... Dacă punem în calcul că din momentul unui astfel de accident până când informația ajunge la toată lumea mai trece deja un timp, este foarte important ca aceste tablete să le ai în casă. La asta se adaugă faptul că dacă se întâmplă un astfel de accident, se recomandă ca în primele 24 de ore să nu se iasă din casă. Prin urmare, ar fi greu să te duci atunci să iei tabletele de la farmacie, chiar dacă stai în apropierea unei farmacii, pentru că te expui mai mult decât trebuie. Într-adevăr, este o formă de prevenție mai mult. Este o formă de prevenție a cancerului de tiroidian determinat de ionii radioactivi, de iodul radioactiv în cazul unui astfel de accident nuclear. Asta și doream să vă întreb și ați punctat foarte bine, care ar putea fi reacțiile unui astfel de atac nuclear în cazul în care nu ne protejăm sau nu luăm aceste pastile de iod? Deci riscul este să facem un cancer tiroidian. Dacă luăm aceste pastile de iod, iodul blochează receptorii pentru iod din tiroidă. Tiroida este o glandă care leagă ionii de iod. Dacă acești receptori din glandă sunt blocați de un iod normal, iodul radioactiv nu mai găsește loc și atunci nu se mai fixează pe tiroidă. Din informațiile pe care le dețineți până în acest moment, știm cumva câți ieșeni și-au ridicat foarte, aceste pastile? Foarte puțini, s-au dat 38 de rețete cu 96 de tablete, presupunând că pe o rețetă s-ar fi dat pentru toată familia, să zicem, nu pentru o singură persoană, ci pentru două sau trei persoane, deci vorbim de cel mult 60-70 de persoane care ar fi ridicat. Asta până luni. Raportările de la farmacii vin o dată pe săptămână. Luni vom avea situația actualizată. Este posibil ca la această dată să fie mult mai mulți, pentru că a fost făcut acest anunț de către Ministrul Sănătății, care uneori pe unii i-a panicat, s-a creat o discuție întreagă că știe ministrul ceva ce nu știe lumea. Și nu vrea să spună. Nu. Domnul ministru a constatat că deși aceste tablete sunt date la farmacii de peste o lună de zile și că medicii de familie puteau elibera aceste rețete de acum o lună de zile, acest lucru nu s-a întâmplat. Și pentru a sensibiliza populația a anunțat că trebuie luate aceste tablete să existe în fiecare familie, unde există persoane sub 40 de ani. Cumva Iașiul, dacă este vorbim strict de regiunea aceasta, cât de afectat ar putea fi în urma acestui... Având în vedere că suntem foarte aproape de zona de conflict și de centralele nucleare din Ucraina, există această probabilitatea ca la noi să se întâmple acest lucru și gravitatea să fie mai mare. Este evident că această iradiere este și proporțională și cu distanța față de zona unde s-a produs accidentul. Absolut. Mi-ați menționat mai înainte acel număr de 40, respectiv persoanele sub 40 de ani, cărora le este recomandat să ia aceste pastile. De ce această întreagă polemică? Cumva, de ce există această limită de vârstă? Nu este nicio polemică, este o chestiune științifică.
perioada de malignizare, adică de apariția cancerului după o iradiere, este de aproximativ 30 de ani. Cancerul tiroidean are o evoluție lentă, de 10-15 ani. Prin urmare, persoanele peste 40 de ani, dacă ar fi iradiate și ar face un cancer pulmonar, ar ajunge cam pe la 80 de ani, așa să aibă un cancer manifest, clinic, ceea ce înseamnă că e puțin probabil să li se întâmple acest lucru, dacă luăm media de viață. Al doilea lucru este că, mai ales pentru persoanele mai în vârstă, dacă acest iod, ca orice medicament, are și efecte secundare. Unele dintre efectele secundare înseamnă o serie de disfuncționalități al glandei tiroide. Noi alegem dintre două rele, între riscul de a face cancer și riscul de a avea o disfuncție tiroidiană care poate fi tratată. Dar dacă riscul de a face cancer este mic, pentru că tu nu mai ai timp să faci cancerul, ca să zic așa, nu știu de ce ai accepta să te alegi cu o disfuncție tiroidiană. Cam asta este. Cumva trebuie pus în balanță, rău cel mai mic. Deci, eu spun așa, tot ce face medicina este rău, numai că fără acest rău ar fi și mai rău. Adică medicul are de decis între două rele. Orice intervenție medicală are și niște efecte secundare. Dar dacă nu face acea intervenție, riscul este mult mai mare. Și atunci alegi care este răul cel mai mic și apelezi la el. Într-adevăr. Și acum, dacă este să profit acum că v-am prins aici în platou și trecem așa de la un subiect la altul, aș vrea să discutăm puțin în contextul acestei secete din ultimă perioadă. Știm că se recoltează la DSP Iași analize pentru apă din rețeaua centralizată. Ce ne puteți spune despre acestea? Nu sunt. Rețeaua centralizată este controlată de către furnizorul de apă, Apa Vital, care are niște proceduri foarte stricte de control al calității apei. Și apa care provine din rețeaua controlată de Apa Vital este o apă corectă, bună, fără probleme. Apar probleme în zonele în care instalația este foarte veche, consumul nu este suficient de mare, apa stagnează pe conducte și se produc o serie de substanțe care fac apa să fie neconformă. Trihalometani se cheamă și care au și un efect cancerigen. Dar aceste situații sunt puține și noi informăm Apa Vital și ei intervin să rezolve problema. Mai avem probleme cu apa din contaminarea cu sulfații, care provin din sol și pentru care nu există o soluție tehnică de a elimina din apă. Ceea ce dă un gust neplăcut apei și poate să dea o serie de tulburări digestive, dar deși avem astfel de situații, nu există plângeri din partea populației cu privire la această apă. Însă noi suntem obligați să atenționăm autoritățile locale, să informeze populația asupra acestui aspect și din punctul nostru de vedere aceea este o apă nepotabilă. Deci ea poate fi folosită pentru uz casnic, dar nu este considerată o apă potabilă. Probabil că și persoanele care consumă acea apă le vine greu să o accepte pentru că nu are un gust bineînțeles, plăcut. Se simte. Acum să mă corectați dacă este să fac vreo eroare. Cumva, în raport cu anul trecut, există mai multe probleme în anumite localități în ceea ce privește apa? Nu am identificat. Sunt probleme, dar sunt similare. Nu există diferențe majore cu privire la calitatea apei de anul trecut. Problemele pe care le constatăm acum este că volumul de apă care distribuie populație este insuficient. Și atunci sunt zone unde apa se dă cu restricții, cu intervale orare, în funcție de zona și de sursa de apă. Mi-ați spus despre apă potabilă. Dacă este să luăm așa puțin pe zone geografice din Iași, sunt zone în care apa este mai puțin potabilă, nepotabilă sau, știu eu, nu este recomandat să... Apa care este administrată de Apa Vital, cea care curge prin țevi, ca să spun așa, este apă potabilă.
Noi verificăm acest lucru, inclusiv cei de la Apa Vital fac acest lucru și apa este potabilă. Apa care nu este potabilă este apa din fântâni. Din fântâni din mediul rural, care este contaminată și cu nitriți, cu sulfați, cu și alte. Deci acolo avem o problemă. Din păcate, izvoarele, resursa de apă este degradată, ca să spun așa. Avem discuții cu cei de la Apele Române, cu Apa Vital, la nivelul prefecturii au fost o serie de întâlniri, să vedem ce soluții găsim, pentru ca să putem asigura totuși o apă potabilă în toate localitățile. Da, cumva, din ce știm, aceste apă din zonele rurale, cumva trec prin niște baze de recepție, nu? Acolo ar trebui cumva să fie apa, să fie transformată din bazinele de unde se preia pentru a fi potabilă. Ea trece pentru stații de epurare a apei, care, și v-am spus, această apă este controlată de către Apa Vital. Există o serie de surse care conțin aceste substanțe cu care este contaminată apa și care nu pot fi, v-am spus, nu pot fi eliminate, și atunci soluția este aceasta. Legea spune că autoritatea locală este obligată să asigure apă potabilă pentru cetățeni, iar apa este folosită, poate fi folosită doar pentru uz menajer. Domnule doctor, de asemenea, trebuie să profit că vă avem aici în platou, aș vrea să discut cu dumneavoastră, să ne spuneți mai exact. În ultima perioadă au apărut pe lângă celebrul virus coronavirus mai multe diverși virus, cum ar fi variola maimuței sau mai nou, și o să-mi permit să citez, henipavirusul din China. Da. La ce ar trebui să fim atenți? Ce se întâmplă? Poate noi, aveți o viziune mai largă asupra lucrurilor. Noi trăim într-o lume microbiană fantastică. Da. Ei, de altfel, microbii au fost înaintea oamenilor pe Pământ, așa încât ei luptă pentru dreptul lor de întâietate. Ei au nevoie de gazdă, microbii au nevoie de o gazdă. Astea sunt, gazda este regnul animal. Și atunci, dacă au nevoie de gazdă, atunci el nu ucid gazda. Da, și o păstrează. Dar și între microbi există o concurență permanentă, se luptă între ei. Și atunci când unul dintre ei devine mai agresiv, mai virulent, câștigă teren. Da. Noi ca să ne, atunci îmbolnăvește. Da, atunci se apare boală. Noi ca să ne protejăm de astfel de lucruri, putem face de astfel de evenimente, putem face două lucruri. Să ne protejăm în primul rând respectând regulile de igienă, ceea ce înseamnă spălatul pe mâini, în primul rând, evitarea aglomerației, pentru că suntem purtători de microbi și noi unii dintre noi avem microbul, dar nu ne dă boala, pentru că organismul nostru a reușit să-și creeze mijloacele de apărare, dar o putem da la altul. Noi nu știm dacă cel din jurul nostru nu este o persoană purtătoare a unui microb care pe el nu îl îmbolnăvește, dar pe noi ne poate îmbolnăvi. De aceea, evitarea aglomerațiilor sau purtatul măștii în condiții de aglomerație, mai ales, de exemplu, în perioade secetoase, sau, da, este una dintre soluții. Adică, întrerup calea de transmitere. Cealaltă metodă este vaccinarea, adică cresc capacitatea organismului de a se apăra. De a se autoapăra, da. O altă metodă, cea mai eficace, ar fi să găsești sursa și să o înlături, dar asta e mult mai greu. E un pic mai dificil. Da. Acestea sunt cele trei modalități prin care se poate preveni transmiterea unor infecții. Dar în legătură cu acești virus, haideți să specificăm, de exemplu, variola maimuței. Credeți că România, țara noastră, ar fi... Nu este o problemă mare cu aceste virusuri care au o transmitere prin contact direct, prin umori, cum prin salivă, prin... Da, pentru că trebuie... posibilitatea de transmitere este doar în urma unui astfel de contact direct. Și atunci, aici trebuie să ne protejăm ca de alte virusuri care se transmit astfel, cum este HIV-SIDA, să spunem, sau celelalte.
Problema este cu cele care au o transmitere pe calea aerogenă sau pe calea apei. Atunci nu știi dacă bei o apă contaminată, nu? De aceea controlăm apa, de aceea se recomandă atunci când, de exemplu, sunt inundații și așa mai departe, să fierbem apa ca să fim siguri că am distrus eventuale microbi care au contaminat apa. Cel mai periculos este, sunt virusii și bacteriile care se transmit pe calea aerogenă. Pentru că aici mișcarea populației, mobilitatea populației, contactul, nu contact direct, nu doar contactul direct, și chiar la distanță poate să transmită boala. De exemplu, dacă cineva strănută, și chiar dacă ești în aer liber, cineva a strănutat și în următoarele câteva minute cineva a trecut pe acolo, se poate contamina. Faptul că purtatul măștii, spre exemplu, este o protecție importantă, reprezintă o protecție importantă împotriva îmbolnăvirilor, este că în perioada aceea cât masca a fost un mijloc de apărare important, recomandat și chiar obligatoriu în anumite condiții, incidența gripei a scăzut aproape de zero. Anul trecut n-am avut, nu știu dacă am avut 10 cazuri de gripă. Anul ăsta am avut gripă din plin, după luna februarie, adică martie-aprilie, după ce s-a ridicat această restricție. Imediat după aceasta. Da. Și ca să mai notăm puțin cât ne mai permite timpul și o altă chestiune, doream să discut cu dumneavoastră referitor la, să spunem așa, cât de în regulă sunt spitalele, n-am să spun românești, pentru că vorbim acum, dumneavoastră sunteți în calitate de domn doctor director al DSP Iași, din municipiul Iași. Cumva, știți cum este, nu doar mass media, dar și cetățenii ajung să se plângă de calitatea serviciilor, sau mai bine spus, de mediul în care aceștia sunt îngrijiți. Și aici mă refer strict la cum sunt făcute spitalele, cum sunt acestea dotate, aici, ca și curățenie. Aici sunt două aspecte. Vă rog. Unul care ține de circuite ospitalului. Aceste circuite sunt condiționate de construcție. Aceste spitale care la noi sunt, toate sunt vechi, au fost construite pentru un număr de paturi. Creșterea adresabilității, creșterea numărului populației, creșterea adresabilității către sistemul de sănătate a necesitat creșterea numărului de paturi. Odată crește numărul de paturi, o parte din circuite nu mai sunt mai greu de respectat. Și atunci asta constituie o problemă. Sigur, noi autorizăm aceste spitale și prima condiție ca un spital să primească autorizație este tocmai respectarea acestor circuite. Numai că ele formal sunt respectate, dar atunci când adresabilitatea este mare și activitatea este mai intensă, uneori, respectarea acestor circuite este mai dificilă cu riscurile asociate, în sensul că contaminăm o zonă curată și mai departe. Ca să prevenim astfel de lucruri, există acel set de reguli, care le spunem noi reguli universale, pentru a preveni apariția infecțiilor asociate asistenței medicale. Dacă ne referim la acest risc. Sigur, aici sunt și celelalte aspecte legate de confort, de asigurarea unui mediu ambient corespunzător, pentru că utilizarea aparatelor de aer condiționat, spre exemplu, este limitată de zona în care ești, de exemplu, într-o zonă cu risc cu risc infecțios, nu poți să folosești aparate de aer condiționat obișnuite. Ar trebui să existe un sistem centralizat de aer condiționat cu filtre HEPA, cu flux laminar și mai departe. Nu toate construcțiile noastre permit acest lucru. Deci sunt o multitudine de factori care fac ca disconfortul să existe. Și, evident, cred că cel mai important este competența de gospodar, dacă vreți, a conducerii spitalului. Da, cum se gospodărește fiecare. Sigur. Sunt spitale vechi, cu condiții care reușesc să mențină un mediu de îngrijire corespunzător, și spitale mai puțin vechi care nu mențin
un mediu corespunzător. Și dacă tot am ajuns aici în detrimentul acesta, dacă îmi permiteți să mai atingem un subiect și acel referitor la Spitalul Mobil de la Lețcani. Ce ne puteți spune despre acesta? Spitalul este trecut în conservare pentru că nu mai este nevoie de el. El a fost util în perioada pandemiei, în perioada de vârf a valului 5 cel puțin și 3 și 4, dar 4 și 5 a fost perioada cea mai grea, când fără acest spital nu aveam cum să ne descurcăm. Noi am avut nevoie de peste 140-150 de paturi de terapie intensivă. Ei, 56 de paturi de terapie intensivă au fost puse la dispoziție de acest spital. Fără acest spital ar fi trebuit să blocăm activitatea pe celelalte zone de patologii, pentru că nu aveam loc. Trebuia găsit o soluție ca acești pacienți să fie tratați, aveau nevoie de terapie intensivă. Noi n-am avut această problemă, pentru că acest spital ne-a oferit acest debușeu ca să putem să lăsăm să funcționeze și spitalele pentru ceilalți pacienți care nu erau infectați cu COVID, și să putem rezolva și aceste cazuri. Credeți că e mai utilă, vă întreb așa ca o părere, da? O discuție destul de liberă. E mai utilă conservarea acestuia decât dacă am investit și l-am face util să fie în permanență? Deci astfel de spitale se folosesc în situații excepționale. Dacă l-am face să funcționeze permanent, ar trebui să mutăm un alt spital acolo. Noi nu avem un deficit de paturi de spitalizare pentru în afara unei epidemii sau unei situații de război sau avem suficiente paturi și avem unde trata pacienți. Deci n-ar avea rost să facem încă un spital acolo care să funcționeze. Și ce am face dacă l-am umple pe acela și ar apărea o pandemie, unde i-am duce? Da, era așa ca o notă de subsol, să spunem, da. Pentru că au mai apărut astfel de discuții în... Nu, spitalul, astfel de spitale sunt utilizate în scopul unei situații excepționale. Ele trebuie să existe, să țină în conservare și atunci când se întâmplă un astfel de eveniment, noi suntem în apropierea acestei zone de conflict. Spitalul poate fi oricând activat ca un spital de campanie, de război. Deci, iar... Așa cum se pare că am intrat în era virusurilor, am ieșit din era bacteriilor, am intrat în era virusurilor, probabilitatea unei alte epidemii, unei noi epidemii există. Domnule doctor, trebuie să mărturisesc că eu sunt foarte încântată că am reușit cumva în acest puțin timp care ne-a fost pus la dispoziție să trecem așa prin anumite subiecte, dar pentru a reveni la ideea principală acestei pastile de iod, aș vrea acum pe ultima 100 de metri de discuție, dacă ar fi să faceți un, nu neapărat un apel către cetățeni, dar un sfat pe care să le oferiți, care ar fi acesta? Vă rog să vă prezentați la medicul dumneavoastră de familie, să solicitați rețetă pentru toți membrii familiei și să mergeți să luați pastilele, să le aveți la îndemână. Nu înghițiți pastilele până când nu se transmite acest mesaj de către autorități, adică atunci când a avut loc accidentul nuclear. Dacă a avut, să sperăm că nu va avea loc acest accident. Nu cred că își dorește nimeni această întâmplare. Dar cum nu știm, e bine să fim pregătiți. Asta este. Mai ales că acestea sunt și gratuite. Și rețineți că dacă luați pastilele fără să fi fost necesar, vă faceți mai mult rău decât bine. Am putea spune, acum că ați punctat și mi-a picat și mie fisa, acum că ați punctat această idee, dacă ar fi să luăm pastilele fără să fie necesar, se produc acele efecte secundare despre care v-am spus, disfuncția ale glandei tiroide. Am înțeles. Domnule doctor Vasile Cepoi, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și vă mai așteptăm cu drag pentru alte noutăți și informații foarte utile pe care ne le transmiteți. Și eu vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate. Acestea au fost informațiile pentru această seară. Noi ne revedem de luni, de la aceeași oră. O seară frumoasă! Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.